Când am auzit ce frumos cântați despre Domnul Iisus, mi-am dat seama că sunteți de acord să continui și eu să vorbesc despre Domnul Iisus. Și doresc ca Domnul Iisus să fie lăudat și binecuvântat. Cred că este persoana cea mai deosebită, căruia până acum i-am acordat atenție, cântarea era în cinstea Lui, îndemnul, cuvântul, în centru este Domnul Iisus, lăudat să fie numele Domnului. Și vreau să cred că și dumneavoastră sunteți de acord ca în continuare să vorbim despre Domnul Iisus și din cuvântul Lui. Amin. Mă bucur foarte mult să fiu în această seară în adunarea dumneavoastră. După programul lui Dumnezeu, după neștiința noastră, nu am știut, suntem în călătorie să plecăm la o căsătorie. Când eram acasă, eu nu sunt proroc, nu am vedenii. Mai am câteodată așa cu ochii deschiși. Alea sunt foarte clare. O să vă zic poate una cu ochii deschiși. Și când ne-am pus acasă să ne rugăm, mă gândeam undeva să ne oprim când ne apucă șase la o adunare cu copiii, cu soția. Când ne-am pus să ne rugăm, în mintea mea n-am auzit de o voce, ceva, dar suna gherla. Păi zic, n-am fost niciodată la gherla. Acum nu zic că am venit trimiși de Dumnezeu noi neapărat. Am venit să învățăm ceva de aici. Să învățăm că trebuie să rămânem în Matei, vreau să rămânem, și acum o să vedem, alegem locul unde rămânem. La palat sau în casă? Unde vreți? Și hai să spun și mai clar, eu vreau unde-i Domnul Iisus. Amin, nu? Că e la palat, nu știu. Că e în casă, nu știu. Aici spune că la palat nu era. Era la palat? Nu că Iisus nu merge la palat, nu pot să spun asta. Eu nu pot să spun așa ceva. Dar pot să spun că în casă este sigur. Și venind acolo unde este El, venim și noi ca magii. Vreau să spun ceva despre magi. Erau pocăiți magii? Erau pocăiți? Păi nu. Erau proroci? Nu erau proroci. Erau de undeva din răsărit, da? Suntem atenți puțin. În Ierusalim, în Israel, s-a întâmplat minunea minunilor. S-a născut Fiul lui Dumnezeu. Cea mai mare minune de pe pământ este aceasta. S-a născut Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul Iisus Hristos în vecea mea. Nimeni, până să vină magii, n-au știut nici preoții, nici cărturarii, nici Irod. Sunt niște semne, dragilor. Suntem în 2021. Nu? Finalizăm 2021. Auzeam pe cineva spunând, n-am auzit eu, dar spunea cineva care a urmărit, spunea că prim-ministrul al Angliei de acum a zis, oameni buni, trăim fenomene apocaliptice. Așa m-au zis că ar fi spus omul ăla. Vine magii din răsărit, de la distanță, suntem atenți. Eu o să vorbesc foarte mult, dar voi lăsa loc și la fratele Vasile Bojor. Ați înțeles? Așa e foarte frumos. Pâinea trebuie împărțită. Se pune întrebarea dacă împărțim egal sau frățește. Mai bine frățește decât egal. La egal nu-i dreptate, la frățește-i frățește. Ia să ceartă, dar frățește, o împărțim frățește. Au plecat magii din răsărit, să suntem atenți, vă rog. Că o să vreau să răspund la o întrebare, dar la o întrebare sincer, că întrebarea va fi înaintea lui Dumnezeu. Au plecat din răsărit, cu daruri, știau unde se duc și pentru cine se duc. Oricum, vă asigur, nu erau oameni ocupați aceștia, erau super ocupați. Nu ocupați. Ieșit afară din comun de ocupați. Au lăsat să călătorească multă vreme. Și au ajuns că așa a direcționat Dumnezeu, a făcut să nu mai vadă steaua și întreabă o întrebare. În momentul când aude Irod, oamenii ăștia erau din altă societate, nu mergea oricine la rege. I-a primit foarte frumos, stați aici în anticameră, așa în sfârșit, frumoasă primire și dumneavoastră ne-ați făcut o frumoasă primire. Dumnezeu să vă binecuvinteze, da? Și adună pe preoții lui pe toți, suntem atenți acum. Și spune așa,
Când a auzit împăratul, s-a tulburat, a adunat pe toți preoții, cei mai de seamă și pe cărturarii norodului, și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristos. Și interesant, răspund toți în cor, în Betleemul din Iudeea. Oamenii aceștia, preoții și cărturarii, mâncau de la masa lui Irod, știți? Plătiți bine, foarte bine trăiau. Ei trebuiau să-l țină la zi. La zi. La secunda 1, secunda 2, acum evenimentul ăsta apare. Pentru că ei cercetau Scripturile. Întrebare simplă. L-au anunțat preoții și cărturarii pe Irod de ce urma să se întâmple? Știți care este datoria ta ca preot? Știi care e datoria ta ca proroc? Ca evanghelist, ca păstor? Știi care e datoria? Poporul acesta să-l ții la curent, cum spunem noi în termenii populari, să-l ții la curent cu ce se întâmplă acum. Cu ce va fi mâine? Cu ce se va întâmpla cu tine? Ce stă înainte? Și așa mai departe. Noi acum așa ar trebui, după știința lui Dumnezeu, pe harta care o are Dumnezeu, numită Genesa până la Apocalipsa, să punem degetul așa. Ne aflăm acum aici. Aici ne aflăm. Așa trebuie, nu bâșbâieli. Acum, în 2021, degeaba vin descoperiri și vedenii. Nu, acum nu. Acum când știm unde suntem, nu, sau astea sunt din înmulțirea gândurilor, închipuiri, nu știu de unde poate să fie. Că au venit înainte, când nu era nimic, le credem. Datoria mea și a noastră nu este să aducem informații poporului. Astea le iau ei fără să le dăm noi din alte părți, știți? Noi trebuie să-i ținem la curent cu ce se întâmplă acum. Unde ești acum? Unde suntem noi acum? Uite unde este familia ta acum. Uite unde îți duce drumul tău acum. Doresc în privința aceasta Dumnezeu să ne dea îndurarea Lui. Dumnezeu să ne dea îndurarea Lui. Dumnezeu nu vorbește decât cu oamenii care merg la turnul Lui. Spunea la un moment dat așa un om al lui Dumnezeu. M-am dus la locul meu de strajă. Și stam. Acolo cu așteptare. Câte zile o sta Moise? Până să primească tablele. Și o mâncat? O băut apă? Nimic. Altfel nu. Deci nu merge zile de post cu... Am fost la adunare, era un zi de post. Deci în curte făceau grătare. Eu am zis, n-am văzut așa ceva niciodată. În curte unul era numai cu grătarele. Doamne, ferește, zic. Așa ce n-am văzut niciodată. Până unde îi duce diavolul pe unii. Cu centrul de cafea la ușă. Domnul, intri, mai întâi îți dă două fursecuri, o cafea, o ciocolată caldă, un welcome și nu știu pe unde ești. Nu. Legat de lucrarea aceasta, m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să văd ce are să spună Domnul la plângerea mea. Noaptea, am vorbit odată cu un frate, nu se lăuda, spuneam, fiecare zi, la trei noaptea pune ceasul. Cam atunci, duhurile se duc și ele pe la somn, să știți. Când e noaptea, rugăciunea altfel merge. Eu doresc din toată inima Dumnezeu pe mine și pe noi să ne ajute să stăm la turnul de veghere. Atunci când trebuie să spunem ceva de la Dumnezeu poporului sau din partea poporului Dumnezeu să putem spune să ne ajute Dumnezeu, amin. Spune aici Evanghelia după Matei. Și au întrebat unde este dat, ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, au venit niște magi. Să fie anunțat fratele Vasile, în seara să vin și la noi niște frați. Parcă unul a zis la un moment dat, tulburat la adunare. Au zis că noi nu suntem, au zis cuvinte slabe. Eu nu sunt chiar oricine, sunt cuvinte foarte slabe. Eu sunt și tot ce pot să zic în numele, dar înainte de nume apare altceva, știți? De ce sunt eu? Niște magi. Și Matei era un vameș. Măi, totuși Matei, tu de aici vorbești așa de niște magi? Să nu se știe, magii nu s-au supărat deloc, au zis că sunt niște magi. Sunt între noi niște magi, niște frați. E poate bine nici să nu se știe cine a fost, dar după ce pleacă, măi, nu știu de unde-s frații aia. Așa știți că era înainte? Eu nu știu de unde-i soraia, dar știu că a fost Domnul la noi la adunare. Au dat să fie Domnul nostru. Stai ce întrebare pune. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Cum să răspundem? Hai să răspundem biblic. Genesa
Știți, când deja spun știți, 28. Se pune acolo o întrebare. Unde este împăratul de curând născut? Și aici spune așa. Genesa 28. Iacob s-a trezit din somn, versetul 16. Și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Dacă punem întrebarea aceasta, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Frate, este aici în mijlocul nostru. Așa trebuie să fie. Este în familia mea, nu așa trebuie să spunem. Dar este în inima mea, nu așa trebuie să spunem. Unde e împăratul? Repet încă o dată, poate că nouă ne place la palat. Nu asigur. În casă, da. Poate că nouă ne place în casă de poposire. Iară nu asigur. În grajd, e sigur. Erau niște semne. Mai amintesc ceva aici. Foarte multe semne au văzut magii, păstorii, însă toți s-au închinat lui, nu semnelor. Ce vă interesează dumneavoastră, semnele sau persoana? Eu cred că astăzi, mai mult ca orice și mai mult ca oricând, se caută fel de fel de semne, multe, multe semne. Fel de fel de semne. Uite dacă mai este și persoana acolo. Preobiților, vreau să spun că închinarea o merită doar persoana. Acesta este Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Mers pe încheiere spunând legat de binecuvântarea copiilor. Vă deranjează, mă gândesc, poate că ne deranjează și pe noi și spunem cu tristețe la copiii noștri mici, uite, copiile nu l-au primit nimeni pe Domnul Iisus și copiii ăla de 4-5 ani, tăticule, o, tăticule, cum tăticule, nu l-au primit pe Domnul Iisus, nu. Și cum era afară? Era frig, tăticule. Și unde? În graș, tăticule. Doamne, tăticule, cum în graș? Da. Noi l-am fi, măi, tu l-ai fi primit, să-l primim. Tati, cum să nu? L-am fi primit noi în casa noastră. Dar ne uităm acum. Dumneavoastră, dacă erați pe vremea Domnului Iisus, o întrebare simplă, pentru care cu răspunsul tău te vei înfățișa înaintea lui judecății. Erai pe vremea Domnului Iisus. Stăteai în Ierusalim sau în Betleem. Poate chiar aveai un hotel al tău. Sau n-aveai un hotel, aveai o casă cu două camere. Poate n-aveai două camere, aveai doar o cameră. Întrebare foarte simplă. L-ai fi primit pe Domnul Iisus în noaptea aceea? L-ai fi primit pe Iosif și Maria să găzduiască la tine o noapte, să poată să nască în casă? L-ai fi primit, da sau nu? Și Doamne, cum să nu? Hm? Hai să vedem ce spune Matei. Tot Matei ne spune. Deschideți Matei 18. Matei 18, cu versetul 5. Și oricine, oricine, va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Amin, nu? Adică cum, familia acestea, dacă au copilași în brațe, copilașul celei Domnului Iisus? Da. Adică ce vreți să spuneți? Dacă eu nu primesc un copil în familia mea, nu-l primesc pe Domnul Iisus? Da. 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 Da, ție care nu ai acceptat să se nască împăratul de curând născut. Ție care îți programezi familia. Dumnezeu îți vorbește în această seară. Poate că ai școală. Poate ai pregătire. Poate ai 10 camere. Poate ai salar puternic. Și așa, frate, mi-e greu cu doi. Frate Vasile, eu nu vă înțeleg. Eu nu știu cum puteți. Cu atâția copii. Poate faci slujbă. Dar tu împiedici planul lui Dumnezeu cu privire la nașterea unui copil. Aș vrea să spun că într-o zi, în care și eu, și fratele Vasile, și fratele Ruben vom sta la rând, așa unul lângă altul. Ce așteptați aici? Așteptăm să ne vină rândul. Pentru să vedem ce va spune, vino sau du-te. Astăzi, în 2021, când este la modă, este la modă. Oamenii spun că îl primesc pe Domnul Iisus. Mai degrabă bagă în casă un brad, nu știu ce bagă în casă, un câine. Măi, am auzit de unii că și-au luat și șarpe, auzi, animal de companie. Unul zice, vreau să-mi cresc un tigru. Oh.
Un animal să crească alt animal, că altceva nu poți să fii în momentele acestea. Are loc Domnul Iisus în casa ta? Vreau să spun ție care ți-ai programat familia. Tu l-ai alungat pe Domnul Iisus din viața ta. Da, da, da. Vreau să spun că programarea familiei, cum se spune, eu știu, situația aceasta, planning familial, este o învățătură de la diavolul. Nu este din fire. Dacă la unul spune, îmi place fotbal, hai să jucăm un meci, ăsta-i firesc din care afară. Dacă te învață că Dumnezeu ți-a dat înțelepciune și pricepere și tu trebuie să-ți programezi copiii, înțelepciunea aceasta nu este de la oameni. Este de la cel rău. Este drăcească. Aș vrea să spun în această seară, ție care faci slujbă în casa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu poți să ridici așa mâinile? Și să spui, mâinile mele sunt curate, am primit toți copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Eram la adunarea de frați lucrători la noi la Arad. Era un subiect, frumos subiect, harmatologia. Despre păcat, despre... La un moment dat, a pus cineva o întrebare acolo. Eram poate 1000 de slujitori. Fel de fel de pedepse asupra păcatului. Cum pedepsiți pe ăla care consumă alcool? Cum pedepsiți pe cel care a căzut în nu știu ce păcat? Ce pedepsă îi dai lui ăla care bârfește? Se ridică un păstor și spune o întrebare. Cum pedepsiți, fraților, pe cei care opresc nașterea de copii? Cineva spunea, îi facem diaconi. Îi facem prezbiteri. Îi facem păstori. Are 18 ani, termină seminarul, 22 de ani. Subțirel, numai cu engleză în gură, gelat băiatul, și trebuie să fie păstor. Nu poți să faci păstor, până nu-l însori. Am văzut o situație, mergeam la o binecuvântare de copii către zona Constanței. Eram eu cu mai doi frați, cu un Golf 3. Mergeam numai noi, ne-am luat pe la ocazie să mai vorbim de lucrarea Domnului. Și văd la ocazie acolo, la Sebeș, doi tineri cu doi copii mici în brațe. Cu umbrelă, cu biberon în mână, cu două plase. În sfârșit, știți cum e, eu știu cum e. Știți cum e să-i ții unul în brațe, unul leagă, unul plânge, unul... Când am zis, hai să oprim să-i luăm pe oamenii ăștia cu noi. După ce oprește... Se urcă cu noi, eram eu în spate, soțul ei și ea, doi copii mici în brațe, zic, aveți doi copii? Da, ce frumos, zic. Zic, aveți un băiat și o fetiță? O zic, nu, avem doi băieți. Probabil că mai vreți o fetiță. Amândoi copii erau deținut în brațe. Îți dați seama ce mari erau, nu? Zice, nu, zice sora, doamna, nu era sora. Nu. Cât de a Dumnezeu să ne dea atât, să primim. N-am zis nimic, m-am făcut mai mic acolo, zic. Iertați-mă, vă rog frumos că vă întreb, cum adică cât vrea Dumnezeu? Da, domnule, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Că dacă eu nu primesc copiii, mi-a zis un verset din Biblie, ea femeia. Îmi pierd mântuirea și eu și copiii mei. Femeia va fi prin sângele Domnului, dar trebuie și prin naștere de fii. Eva înseamnă viață. Eva înseamnă viață. Nu programare de familie, nu programare de copii. Zic, păi dar poți să aveți 7-8, da? 9, da? 10? Dar probabil astăzi sunteți cu pregătire. Era profesoară de limbi străine, licențiată în limbi străine. Și soțul dumneavoastră, meritați că vă întreb. Da, este preot. Preot ortodox. Și unde aveți parohie? O zic, nu am. De ce nu aveți? Sunt prea tânăr și am prea puțin copii. Mai. Prea tânăr și prea puțin copii. Ca să-i liniștesc, ei aveau doi, zic, da, aș vrea să spun că eu am 10 copii. Să mai liniști femeia. Acum am mai mult de 10. Aproape
Susana Wesley, 19 copii. 19 copii. În fiecare zi, mama aceasta nu avea mașină de spălat, nu avea cuptor cu microunde, nu avea aragaz. Totul cu mâna, totul cu mâna fizic, îngrijea și creștea 19 copii. Cu toate acestea, în fiecare zi, în fiecare zi, o oră stătea de vorbă cu un copil, se ruga cu el în fiecare zi. Cei mai renumiți evangheliști și predicatori și cântăreți au ieșit din familia aceea. Azi este sâmbătă, marța trecută am fost la o binecuvântare al 20-lea copil în Oltenia. Am fost cu fratele Filip Nea, poate mulți îl cunoașteți. După aceea am mers să servim masă la familia aceea. Când am mers și așa, cu ajutorul Domnului și cu cine-o dat el, știți? Nu mergi cu mâna goală. Mergi cum ar merge Domnul, știți? Cum e o cântare, să știe și alții că tu ești bogat, știți? E o cântare. Și pe ce am stat acolo, ne-am dus un pic așa, am avut o rugăciune cu ei în casă, am văzut și zic la frața, acolo eram noi câțiva frați, zic, avea o singură baie, 20 de oameni. Și zic, vouă, v-ar convine baia asta sau aveți voi acasă? Păi, nu, frate, pentru că, Doamne, ferește, baia asta nici nu... Pe ce zice, dar ar trebui să facem noi ceva pentru familia asta. Este câte o mamă adevărată, care se teme de Dumnezeu, care nu are totul la cheie și la comandă, și au 20 de copii. Și este câte o mamă care are totul la cheie, la comandă, și are numai doi copii, că numai doi copii au vrut. În numele Domnului vă spun, nu este Evanghelia mea, nici a fratelui Bojor. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun înaintea lui Dumnezeu, după acest cuvânt, pe mine și pe oricine, ne va judeca Dumnezeu într-o zi. Dacă până aici ți-ai planificat cu mintea ta, te-a învățat soacra, te-a învățat socrul, te-a învățat doctorul, la ultimul copil, soția a născut cu ajutorul Dumnezeu 18 copii. Și zic, lăudat să fie Domnul pentru aceasta. La ultimul copil, ultima cezariană, doctorii m-au chemat în sala de operație. Mi-au echipat ca să, pentru că până aici a spus, uite, domnule și doamnă, dați-ne voie să facem o procedură medicală, dar cu semnătura voastră. Nu vorbim doar noi, că spune că suntem nebuni, să vorbească ce am în cauză. Și mama adevărată a spus, nu, Doamne ferește. Eu nu știu dacă mai dă Dumnezeu copii, dar cât îmi dă vreau să fiu curată. Altfel nu este curăție, este necurăție, să țiți aceasta. La care am uitat în sală, era în timpul operației. Și ei au zis, uitați situația cum e. Mi-au prezentat-o, mi-au arătat-o. Trebuie să facem. Deci este câte un examen din ăsta așa, la foarte, foarte scurt, când te ia așa ca din oală, cum e vorba românului. A fost acolo o ispită, niște duhuri, care în secunda aia, dacă nu eram atent, eu puteam zic, domnilor, da, faceți ce știți dumneavoastră, că sunteți. Dar în momentul ăla Dumnezeu nu m-a lăsat El. Și zic, domnilor, domeniul ăsta nu e domeniul nostru. E locul numai lui Dumnezeu și noi nu facem nimic. S-au uitat doctorii de acolo ca la un nebun. Așa spunea și Pavel, ne-am ieșit din minți pentru Dumnezeu. Ar vrea să vă spun, preiubiților, este ceasul când trebuie și încă mai puteți să vă treziți din somn și să faceți așa o rugăciune când plecați acasă. Doamne, eu mai trebuia să am poate un David, poate trebuia să mai ai un Iosif sau o Esteră, pe o Marie poate trebuia să ai, nu știu. Sigur trebuia să mai ai. Doamne, uite, nu știu dacă ce-a spus fratele ăsta în seara asta e de la Tine. Poate e o închipuire de-a lui. Poate e, eu știu, o credințare din zona Banatului. Poate nu știu ce e. Dacă tu crezi că eu am păcătuit și eu am păcătuit, sunt vinovată, pe mine nu mă mustră conștiința. Dar dacă vrei și vrei să mă iubești și vrei să mă ridici, mai dăm un copil măcar, Doamne. Sau cât vrei Tu, Doamne. Am zis o situație foarte critică, n-am auzit așa ceva, dar o cunosc personal. O familie din lume,
s-au pocăit. Până s-au pocăit, au avut doi copii. După ce au avut doi copii, doamna, când nu era în lume, a mers la medic și a zis: noi nu mai vrem copii. Bine, știm noi ce să facem. A venit la adunare, unde se prezintă Dumnezeu în adunare Dumnezeu. Nu sunt doar cântările și expunerile noastre. Între noi trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care cercetează lăuntru, da, dragilor, rărunchi inima. Și Dumnezeu îi vorbea și se simțea mustrată, pentru că în ființa ei făcuse ceva ilegal în fața lui Dumnezeu. Mă simt vinovată, spunea soțului. Mă simt vinovată, spunea surorii. Nu-i nimic, vreme de neștiință, dar nu liniștea-i cugetul. Înțelegeți? Tu liniștești și cu prorocii poți să-i spui. Poți să-i dai texte câte vrei din Scriptură. Frate, nu înțelegi că eu n-am liniște? Nu dorm noaptea. Și așa de neliniștit a fost din cauza faptului cum era ea, a zis: trebuie să mă duc înapoi la doctorul cu care am născut. S-a dus înapoi la doctorul acela. Și asta era afară din România. Ea nu discută cu tine. Da, dar nici tu nu discuți cu noi. Ce spune să faci? Ai dumneata, eu știu, malpraxisul tău, dar am și eu dreptul meu ca femeie, ca bărbat, ca om. Și eu vreau să așa. Oamenii ce au lucrat la procedura medicală și am mai născut încă 7 copii. Lăudați să fie Domnul. Să știți că în familie trebuie să primim copiii. Da? Închei spunându-vă, în încheiere, împăratul de curând născut al iudeilor și al nostru a murit într-o zi pe Golgota pentru noi. Locul lui a fost Gabata, să știți. Ăsta a fost locul lui. Locul lui a fost grajdul din Betleem, o iesle. Locul lui a fost între doi tâlhari. A suferit crucea. A disprețuit rușinea. Iisus a fost bajocorit. Iisus a fost scuipat. Se uita Tatăl Ceresc din ceruri când Fiul lui era scuipat, bajocorit. Se uitau și îngerii și parcă stăteau îngerii în gardă. Dă nevoie, dă nevoie, dă nevoie. Stați pe loc. Stați pe loc. Iisus tăcea. Iisus tăcea. Ești împăratul iudeilor. Iisus tăcea. Iisus tăcea. Iisus tăcea. Eu doresc din toată inima, preiubiților, să fim recunoscători pentru această lucrare adevărată de mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Iisus este viu. Iisus Hristos este viu. Lăudat să fie numele Lui. Nu mai este îngrașt. Bine că n-aveți iesle aici. Foarte bine. Că alții aduc iesle și aici în adunare. Dar aduceți și mirosul de vaci. N-au cum. Îl provoacă ei. Știu ei cum să-l facă, știți? Dar e bine că acum Iisus nu mai este nici îngrașt. Nu mai este nici pe Gabata. Nu mai este nici în fața lui Pilat. Este la dreapta lui Dumnezeu. Este la dreapta Tatălui Ceresc, lăudat să fie numele Domnului. El e acolo și ne așteaptă. Pe cine? Doar pe cei. Doar pe acei care merg pe urmele Lui. Altfel, degeaba, spune Biblia. Degeaba ce? Ce degeaba? Degeaba a crescut. Eu doresc din toată inima. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Mai avem câteva zile în anul acesta să luăm hotărâri sfinte de pocăință. Să ne pocăim de la cele mai mici lucruri. Și prima pasă a pocăinței, să dăm voie în familiile noastre să se nască pruncul sau pruncii, fetițele și băieții, prorocii, evangheliștii, păstorii, care vrea Dumnezeu, lăudați să fie numele Domnului. Și apoi, prea bine, într-o zi vom putea ajunge la cununa care nu se poate veseji a slavei, lăudați să fie Domnul în veci. Amin.